Administrația Comunei Letca este tot mai preocupată de reabilitarea bisericilor monument istoric din comună. Astfel, după ce lucrările la bisericile din Cozlea și Letca au fost finalizate, în perioada următoare alte două biserici urmează să intre într-un proces de reabilitare. Bisericile monument istoric din Toplița și Șoimușeni vor fi reabilitate în perioada imediat următoare, iar costurile vor fi suportate de Ministerul Culturii și Cultelor. Continuăm preocupările noastre privind segmentul bisericesc. După ce am reușit acțiunea de succes de la Cozlea să reconsolidăm biserica. Dacă la Letca am reușit atât monumentul istoric, biserica de lemn, cât și biserica de piatră să o susținem, mai nou s-a deschis șantierul la Toplița, o lucrare de restaurare finanțată de Ministerul Culturii și Cultelor. Odată cu finalizarea acestor lucrări, primarul comunei susține că intenționează includerea lor într-un areal turistic prin care se dorește dezvoltarea comunei.